Lipsa educației sexuale duce la creșterea semnificativă a mamelor minore. În ultimele două trimestre ale anului curent, la secția de obstetrică și ginecologie Botoșani au născut 86 de mămici cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. E o creștere, așa cum am spus, aș putea îndrăzni să spun că este un fenomen. Starea lor de sănătate care este? Starea este bună. Din câte știu, nu au fost probleme, au născut copii eutrofici, copii sănătoși. Toate acestea se grefează, cred eu, pe o lipsă de educație sexuală. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului trage un semnal de alarmă. În fiecare lună, numărul abandonului în rândul mămicilor minore din județ crește îngrijorător, iar destinul acestor copii intră sub zodia hazardului. De precizat este însă faptul că sunt cazuri în care nu a fost necesară instituționalizarea, deoarece familiile care s-au adresat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului s-au limitat doar la o participare a membrilor de familie.